Pensionarii din Ilfov vor beneficia de un ajutor de 3.000 de lei pentru tratamentul la stomatolog. Este doar una dintre măsurile prevăzute de programul medical prezentat de Consiliul Județean Ilfov în cadrul conferinței Marca României Inteligentă. Cum puteți intra în posesia acestor bani, aflați din materialul următor. Seniorii din Ilfov cu o pensie de maximum 1200 de lei care nu primesc ajutor social vor beneficia de lucrări decontate la stomatolog în valoare de cel mult 3000 de lei. Pensionarii depun dosarele la primării și cred că în câteva săptămâni după ce se face selecția se pot adresa unui cabinet stomatologic care este în apropierea lor pentru a merge să-și facă lucrările de... Pentru a intra în posesia banilor de la stat, pensionarii trebuie să prezinte documentul medical care atestă necesitatea efectuării unei lucrări stomatologice, dar și o declarație pe propria răspundere în care aleg cabinetul dorit. Veștile bune nu se opresc aici. Bugetul alocat medicilor stomatologi din România va fi majorat de la 1 iulie, a anunțat președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în cadrul conferinței România Inteligentă. Plafoanele alocate pentru medicii stomatologi din toată țara vor fi suplimentate, astfel încât să reușim să acoperim serviciile de prevenție a cariei dentare și pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de sănătate orodentară din mediul rural. Aceste valori de contract sunt suplimentate cu 50%. Faptul că acest lucru este demarat la fel pentru oamenii care ar avea nevoie, pentru oamenii care au un acces dificil, dar numai din punct de vedere medical este important. Gândiți-vă la acest lucru. Îți redă demnitatea de a-ți manifesta fericirea. Este o chestie care îmbină mai mult, care este mai mult decât medicină, care este mai mult decât sănătate. 99% dintre români ajung măcar o dată în viață la stomatolog din cauza cariilor dentare.